Dar în Luca, capitolul 19, un pasaj foarte cunoscut. Iisus a intrat în Ierihon, în pagina din Biblie 1014. Și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămână în casa ta. Aleluia! Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau, mai intra să găzduiască la omul păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și El este Fiul lui Avram. Pentru că Fiul omului a venit să mă caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. O să vorbesc despre verificări care se fac la vama cerului. La vama cerului. Și Zacheu era un om care o sta la vama. Zacheu a înțeles cam ce se verifică și pe domeniul ăsta s-a pregătit foarte puternic. Dar s-ar putea să vă apropiați de vama cerului și să nu vă dați seama. Sunteți la un pas de nădlac. Chiar mă gândeam, verificări la vama Vărșand. Aș fi avut vreo la fiecare cuvânt aproape. Dar nu la vama Vărșand o să aștepte cineva pe noi. Nu la vama nădlac ne va aștepta cineva. La vama cerului ne va aștepta Iisus Hristos. Dar ce vin la voi destul de necăjit, destul de supărat, pentru că mi-am pierdut doi prieteni acest weekend. Unul în Târgu Jiu, fata de Dorel Popescu, Dorel Popescu, 61 de ani, cancer. Câteva luni de zile o chinuit omul acesta. Al doilea prieten pe care l-am pierdut a fost aseară. Ionel din marginea Păstor, 51 de ani, infarct. A murit în somn. V-am spus aceste două exemple ca să vă spun că te poți apropia de vamă fără să-ți dai seama. Poți fi la un pas, nu de nădlac, că voi locuiți aici la un pas de nădlac, în 30 de minute ești la vamă. Dar poți să fii în 30 de minute oameni buni, poți să fii față în față cu ușa și cu vama cerului. M-a sunat acest prieten al meu, Ionel, și o să-și adică te implor când mai vii pe Bucovina, sună-mă. Am fost, am slujit la el. Un om care făcea orice, să vadă biserica plină, să vadă oameni mântuiți. Un om care a lucrat mult pentru Dumnezeu. Fratele Dorel avea 13 biserici în Oltenia, un om care a alergat foarte mult. Dorel Popescu. Pentru unul a fost mai ușor. Adică este cum să fie ușor dacă ai cancer? E ușor dacă ai cancer. Că ai timp de mărturisire? Ai timp să-ți spun prieteni și să te împași cu ei? Pentru ăsta la altul a fost mai greu. S-a culcat seara, poate cu bani puși deoparte, cu planuri pe a doua zi. Că dacă ai cancer, poate în metastază, poate îți faci testamentul, poate zici, mă, uite, las la nepoți. Da? Dar dacă nu știi că ești bolnav de nimic, ce faci? Și dimineața soția l-a găsit mort. Dar și noi venim spre voi, m-am gândit la locul acesta. Dacă într-o dimineață voi fi găsit mort de cei de lângă mine, nu se conteze numele de pastor, cântăreț, proroc, președinte, primar, nu se conteze câți bani ai avut. Că ce folos să fii cel mai bogat din eternitate? Mă, e cel mai bogat om din cimitirul eternitatei. Ai o valoare? Asta e valoare? Dar și haideți să ne uităm la câteva lucruri pe care Zacheu le-a verificat la vama. Și Zacheu s-a pregătit exact cu aceste lucruri pentru că știa că într-o zi va fi verificat de cineva mai mare ca el, de Iisus Hristos. Primul lucru, dragii mei, de care vom fi verificați, sunt căutările noastre. În momentul când am fost la ambasada americană să pună viza pentru America, am zis, ce cauți în America? Ce vrei să cauți acolo? Dar eu, fără să știu, mi-a spus cineva, ei m-au căutat și cazierul și toate căutările care le-am avut în România. În momentul când ajung la ambasadă, oricum, ei, și fără interviu, știu dacă îți pun viza sau nu. Pentru că dacă ai căutat să n-ai sparge undeva, sigur nu-ți dă viza să n-ai sparge în New York, nu? E logic asta. Dacă ai căutat să umbli cu droguri în România, sigur nu să zică, măi, ne bucurăm, ai avut niște căutări fenomenale în România, acum îți dăm căutări să ai și în Florida. Nu. Întotdeauna, dragii mei, îți verifică căutările care le-ai avut, cazierul care le-ai avut, trecutul tău. Da? Auzi ce frumos aici. Un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta. Dragii mei, de la un om bogat mă aștept să caute o mașină nouă, nu?
mă aștept să caut, cum a zis mama aici, un cuptor de microunde. Îmi spunea cineva despre faptul că sunt deja mașini automate care le poți programa de pe telefon, mașini de spălat automate. Dar ce îmi place la Zacheu, Zacheu nu căuta un lucru. Zacheu căuta o persoană. Căuta să vadă care este Iisus. Dragii mei, trăim într-o lume a căutărilor. Uitați-vă în lumea în care trăim. De când ne naștem, căutăm fericirea. La finalul vieții, va trei ani doar, ajuns la o concluzie. Fericirea e doar în jertfă și în iubire. Nu doar în iubire, doar în jertfă și în iubire. Că iubirea fără sacrificiu înseamnă divorț. Iubirea fără responsabilitate. Iubirea care nu te costă nimica, aia nu iubire. Aia e pasiune. De când ne naștem, noi trăim într-o lume care caută fericirea și mă gândeam că mulți erau în mulțime, dragii mei, atunci în ziua aceea. Și mulți căutau. Îl căutau pe Iisus pentru o mâncare gratis. Biblia spune că Iisus Hristos a văzut o mare mulțime de oameni, mii de oameni și nu a zis, secretarul să vină aici, scrie-te rog numele la toți pe așa biserică mare că Samionare nu are nimeni în Israel, nici în România. Nu. Spune Biblia, dragii mei, că Iisus nu caută cantitatea, ci calitatea. Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Cei mai mulți dintre ei știi ce căutau? Vindecați de boli fizice. Puțin căutau vindecare de boli spirituale. Cei mai mulți căutau o mâncare gratis. Mă zice, dacă mă vindecă Iisus, nu mai dau pauză să aștelină în fiecare zi sau în fiecare săptămână 50 de lei. Scap! Îmi rămân și niște bani deoparte. Dar uitați-vă la Zacheu, atât de mult îmi place de omul acesta. El nu a căutat prin asta de la Iisus o vindecare mai întâi. El nu a căutat, dragii mei, un lucru material. El a căutat o persoană. Mă duc cu gândul la Iosif. În Genesa, cei care au citit Genesa, veți observa că la un moment dat tatăl lui Iosif îl cheamă pe Iosif și îi spune, Iosife, uite aici, ia câteva zeci de kilograme de mâncare, că mă gândesc că nu l-a trimis cu un sandwich până la frații lui, nu? Și să faci cu un sandwich la 11 persoane. Uite aici, câteva zeci de kilograme de mâncare, ia-le, pune-le în spate și du-te și vezi ce fac frații tăi. Mai vreau să fac o paranteză. Când ați fost ultima dată să-i căutați pe cei care vă bârfească, vă jură, vă blastămă, să le dați de mâncare? Păi noi de multe ori, poate n-am mers la prietenii noștri sau la frații noștri, poate n-am mers să facem asta, dar se merg la dușman. Și Iosif totuși ia de saga aia în spinare și merge și face câțiva kilometri buni. Și ajunge la Sihem. Și merge în fața primăriei la Sihem și merge pe parc la Sihem și merge pe lângă magazine și merge pe parcări și merge pe pășunile care erau în jurul Sihemului. Și vine un om la el și îi pune o întrebare, dragii mei, și m-am frământat venind pe mașină cu această întrebare. Omul acela nu a spus, Iosif, ce cauți? Omul acela a spus, Iosif, pe cine cauți? Dragii mei, e o diferență colosală între a căuta un telefon și a căuta o persoană. Între a căuta o mobilă sau a căuta tatăl și mama. Că atunci când ai plecat de acasă, ai trântit ușa și ai lăsat plângând. E diferență colosală între a căuta, eu știu, pavaj în curte, la ofertă, la dedema, și a căuta orfan și văduve. E diferență foarte mare. Când ți-ai căutat ultima dată frații? Și Iosif a spus așa, caut pe frații mei. Și omul acela îi spune, frații tăi, sunt la 25 de kilometri distanță, la Dotan. Ce ați fi spus în locul lui Iosif? Doamne mare, ești cum lucrez. Doamne, îți mulțumesc. Deci eu am venit până aici, fraților. Eu nu pot să zic că ne-am căutat, nu? Pot să pun întrebare? Dar uitați cum lucrează Domnul și mă păzește de vrăjmași, oameni buni. Îi treaba lor dacă au plecat. Mă duc la tata și spun, tate, nu i-am găsit. Nu. Iosif, dragii mei, inima lui Iosif se umple de bucurie. Și merge 26 de kilometri. Și cală mâncare în spate. Și când îi vede pe la kilometru 24 și 500 de metri, cred că le-a făcut cu mâna. Bucuros, i-a găsit. V-am adus din mâncare. Știți ce făceau ăștia când le făcea cu mâna? Vorbeau între ei cum să-l ucide. Nu merg mai departe cu istoria lui Iosif. Dar vreau să rămâneți la acest gând. Ce cauți în viață? Toată viața Iosif a căutat cum să salveze familie. Cum să-i aducă pe frați mai aproape de Dumnezeu. Știți că Dumnezeu împlinește planul ăsta cu Iosif și îl ridică din punct de vedere financiar și social. Și la finalul Genesei, aproape de final, Iosif spune așa, nu vă necăjiți, nu mai plângeți, răul pe care voi mi l-ați făcut Dumnezeu l-a schimbat în bine. Că Dumnezeu cu care mă laud astăzi, oameni buni, Dumnezeu care schimbă răul în bine. Blestem în binecuvântare, suferința în binecuvântare și în fericire. Am o întrebare în această zi, ce cauți? Ce cauți? Citeam despre un indian, în momentul când a apărut telefonul iPhone 4 în 2010,
Băiatul acesta indian era la liceu sau la facultate, nu mai țin minte exact. În orice caz, colegii lui l-au luat în batjocură. Pentru că el nu și-a permis să-și cumpere un telefon iPhone 4. Colegii l-au batjocorit și au zis, tu n-ai bani. Și l-au mers la un medic din orașul acela în care locuia și au zis, domnule, cât îmi dați pe un rinic? Vă dau un rinic, cât îmi dați pe el? Și i-a spus medicul prețul, bineînțeles că nu era legal ceea ce făcea el, dar s-a făcut operația undeva într-un subsol. Odată rinic, au primit banii, au mers, luat un iPhone 4 și apoi și-a dat seama că nu mai merge bine sistemul acesta al rinichilor. Au mers, dragii mei, pe pat, de 8 ani de zile stă întins pe pat băiatul acesta. Știți ce spune? Îmi pare rău că am căutat gunoaie. Astăzi iPhone 4 nu mai are nicio valoare. Dar rinicul meu ar fi avut o valoare dacă îl păstra. Nu cumva diavolul, dragii mei, face la fel cu fiecare dintre noi. Uitați-vă, poate te-a spus diavolul, sau ai zis, mă, poate mintea ta ai zis și ai zis, mă, dacă cumpăr mobila asta, o să fiu fericit. Până când s-o strica mobila, ai fost fericit. Până când ai văzut că e pal și nu e lemn masiv. Deși pe reclama spunea că e lemn masiv, nu? Ai spus, mă, dacă îi cumpăr la soție lucrul ăsta, o să mă iubească mai mult. Dragii mei, vreau să înțelegeți ceva din primul punct pe care l-am la mesajul acesta. Un mesaj care a venit la Domnul acum câteva zile. Tu în tine și eu în mine am ceva spiritual. Eu nu pot să dau la ceva spiritual, nimic ca material. Eu dau material, da, mâncăm acasă, pentru trup. Dar eu nu pot să-i dau sarmale la sufletul meu. Eu nu pot să-i dau mobile. Eu nu pot să dau la sufletul meu telefon sau laptop, pentru că sufletul meu nu va fi împlinit, oamenii. N-ai vrea asta să spui, Doamne, vreau să te caut pe tine. Spunea o cântare, atât am căutat rostul vieții, că am ajuns rob acestor căutări. Dar Iisus mi-a deschis orizont prin calvar. Loc de chin, dar loc și de mare îndurări. În Isaia 55, cu versetul 6, spune Biblia așa, căutați pe Domnul când aveți 80 de ani. Nu, căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Dragii mei, n-ați vrea această seară să spunem, Doamne, numai lucruri care n-au valoare am căutat. Dragii mei, mă frământ cu lucrul acesta. Să ajung la finalul vieții, să fi căutat o viață întreagă lucruri și la finalul vieții să spun Dumnezeu exact ce e mai important că îți lipsește. Asta e scut la tânărul bogat. Un lucru îți lipsește. Îți lipsește ceva. Dragii mei, vă garantez, din cauza bogăției care o avea, tânărului bogat nu-i lipsea nimica. Merea în bucătărie, te speria ceva. Mergeai în living, mergeai în casa lui, mergeai în mașina lui. Vorbesc în termen din ziua de astăzi, nu-i lipsea nimic. Și au zis, Doamne, nu vezi, am de toate. Vrei 10.000 de euro la stație la biserică? Azi am pus 10.000 de euro jos. Ce mai lipsește? Știți ce crede eu despre tânărul bogat? Ar fi dorit Iisus să-l laude în public și să spună, nu-ți mai lipsește nimic, ești cel mai pocăit de aici din Doamne. Și Iisus nu face asta. Iisus îi spune, mai lipsește ceva. Dragii mei, tragedia care o trăim astăzi, zic că strângem lucruri. Uitați-vă ce pune diavolul în gând și spune, mă, muncește 15 ani să-ți iei mașina aia cu nu știu câți bani. Și tras o fă-ți casa aia și o să fii bucuros. După 15 ani că ți-a făcut casa, ți-a dat seama că vecinul are cu un etaj mai mult decât tine. Și ai mers și ai zis, lasă, că îi demonstrez. Dar și mie nu vorbesc prostii, știu caz real. Știu caz real. Și-a dărâmat casa numai pentru că vecinul, fratele lui de corp, și-a făcut cu un metru mai înaltă ca el. O dărâmat, o făcut mai spus. Oameni buni, voi vă dați seama cum râde diavolul de noi. Sau de cine e în cazul ăsta. Pentru că diavolul știe cât timp te ține ocupat cu materialul. 14, 16, 18 ore pe zi. N-o să mai ai timp de spiritual. N-o să mai ai timp de rugăciune. Uitați-vă, dragii mei, că după o predică, după un serviciu de închinare aici, mergi acasă și luni seara, marți seara, te simți deja gol. Pentru aia facem biserică și miercuri sau joi sau marți, pentru că avem nevoie de o umplere continuă. Pentru că bateria, dragii mei, a noastră scade exact cum bateria telefonului. Spuneam aseară la o conferință cu tineri în județul Hunedoara. Alergați imediat după încărcător. Când vezi că mai ai 3%, alergi, cauți încărcătorul, intri în panică. Nu spui, lasă că peste 200 de mâine îl încarc. Așa face, dragii mei, așa face. Știți care e riscul când mai ai 3% baterie? Riscul că cu oricine vorbești, să ți se termine repede discuția. Atunci, dacă mă sună cineva, de exemplu, fratele Onisim, atunci simți repede că n-am baterie. Din punct de vedere spiritual, pentru aia rugăciunea unul la dragii mei, e un minut, pentru că nu mai are baterie. 3% mai are la suflet. 3%. Doamne, zice repede, repede că trebuie să plec. Dacă stă la o cafea și bărfeaște 3 ore, n-are nicio problemă, oameni buni.
Dar dacă stăm pe genunchi, Doamne, uite, Doamne, repede că mă grăbesc. Dragii mei, n-ați vrea astăzi împreună cu mine să căutăm pe Domnul. Și vreau să vă spun că cine caută, găsește. Există șansa să trăiești 40, 60, 80 de ani și să fi căutat toată viața lucruri care nu te ajută cu nimic. Și la vamă te întoarci înapoi pentru ele. N-ai vrea să cauți cu mine în această seară o haină albă. Pe omerașul lui Dumnezeu mai sunt haine albă. Când a plecat fiul risipitor de acasă, taică s-au zis către slugi, cămașa aia nu a luat-o. Așa e? Sau și paia albă? Nu a luat-o. Nu, că cu alb la porc nu poți să mai luat. Aia s-o puneți deoparte. Și o pereche de sandale nu duce să cumpăr și o pun deoparte. Eu știu că se va întoarce într-o zi. Pe omerașul Dumnezeu mai sunt haine albă și pentru tine. La 17 ani jumate, în Biserica Betel din Arad, am intrat în apa botezului. Și am început o viață nouă. Dragii mei, avea frumoasă viața cu Dumnezeu. Amin. Care sunt căutările care? N-ai vrea să cauți în această seară fața Lui? Inima îmi spune, ce spune inima? Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. De ce n-am spus? Dragii mei, voi n-ați observat că mulți caută buzunarul lui Dumnezeu. Nu departe de voi, dar nu vă spun localitatea. V-a spus o femeie din lume. Eu aș veni la pocăiți dacă pocăiții mi-ar da măcar o casă. Vulpile au vizbin. Păsări cerului au cuipul. Fiul omul n-am deși pe caca. Iisus nu și-o cumpăra casă. La 13 ani jumătate la sălază. Fiți vă rog. Dar auziți către toți de aici, oameni buni, nu vă fac apartament în Cluj. Cu 1200 de euro metru pătrat. În care să plătiți voi jumate și plătiți jumate. O zis, merg și vă pregătesc cu un loc, am tot să încep. Cu 10 ani înainte să moare Moise Luca, un din marii predicatori ai Romii, un om mare Dumnezeu, a visat un tânăr care 22 de ani a fost pe pat bolnav, a visat casa lui Moise Luca din cer. O zis, n-am cuvinte să vă scriu, ce casă extraordinară. N-ai vrea să cauți astăzi, să-L cauți pe Iisus. Amin. Nu căuta buzunarul Lui, caută fața Lui. Amin. Și El va purta de grijă ca toată veșnicia să fie în prezență. Doi, se mai verifică ceva la vamă. Alergările tale. Pentru că, dragii mei, nu poți dezlipi căutarea de drumul. Că dacă cauți ceva, trebuie să mergi pe drumul pe care găsești acel ceva, nu? Dacă îți cauți un laptop de la Mac, da? De la Apple. Tu să mergi la un magazin sau pe o stradă unde există magazinul acela. Îmi place foarte mult de Zacheu. Nu zis, eu îl caut pe Iisus pe internet. Nu-mi convine la Betlehem, schimb live și mă mut în altă parte. E fain să te dai acasă să te uiți live. E fain. Că știi ce interesant? Poți să mă scurs în față. Iată, noi am stat aici 3 ore, ne-am spetit aici, am transferat 1-2 dintre terminate. N-am zis că e un păcat lucrul ăsta. Vreau să vă spun, dragii mei, că omul acesta nu a zis, auzi, îl caut pe Iisus, dar am trimis subalternii mei să-mi spună despre El. Nu, a zis, dacă îl caut, eu personal mă voi duce în seara asta la evanghelizare. Nu a zis ca Irod. Mergeți voi și vă uitați și vedeți ce face și vedeți ce spuneți și vedeți să mă închin. Nu, eu personal vreau să mă duc să vă văd. Dragii mei, Biblia spune că a căutat și apoi spune a alergat. A alergat înainte. Care sunt alergările tale? Știți că se verifică la vamă toate alergările noastre? Dragii mei, știu ăștia despre noi toți. Știi ce cunoști? Și pe unde am fost tot. Credeți că nu știe Iisus Hristos toate drumurile pe care noi am mers? Știți că drumul pe care mergi va influența veșnicia ta? Lată este poarta, e foarte lat drumul și mulți sunt cei care merg pe acest drum. Îngustă este poarta, îngustă este calea și câți sunt? 99% din români, nu? Nici vorba. Dragii mei, Zacheu a alergat pe drumul care mergea Iisus. Vreau să te întreb pașii tăi. În seara asta nu vă pun întrebare, că în seara asta e clar că toți suntem în biserică. Dar de luni până sâmbătă, pașii noștri, care sunt drumurile pe care merg? Biblia spune într-un psalm, tu numeri pașii vieții? Eu am aplicație pe telefon, cred că aveți și voi pe Huawei, am. Și în fiecare zi aplicația asta îmi trimite un mesaj și îmi spune câți pași am făcut. Pentru sănătatea noastră e recomandat să faci minim 10.000 de pași. Pentru sănătate fizică. Pentru cea spirituală, nu știu cam cât ar trebui să faci.
ce nu poate să spun aplicația asta, deși am vrut să le scriu un e-mail la ăștia care au făcut aplicația, ce nu pot să spun aplicația e câți pași am făcut pentru Domnul și câți pentru mine. Nu pot să spun. Dar am un Dumnezeu care numără pașii mei. Amin. Dragii mei, există un Dumnezeu care numără pașii tăi. Știți că de pașii care noi îi facem aici contează veșnicie? La finalul vieții, Pavel scrie o scrisoare, ultima scrisoare către Timotei și spune, am păzit credința. Mi-am sfârșit? Dragii mei, Pavel nu umbla cu Dumnezeu, Pavel o alerga cu Dumnezeu. E diferență colosală. E diferență. Pavel a zis, mă, cine mai e? Corinteni? Merg acolo. Unde? La Roma? Merg și acolo. Face. Deschide în biserică și acolo. O alergat. Dragii mei, dacă l-ai fi întrebat pe Pavel, auzi, dar unde o să mergi când mori? Știți ce spun mulți prieteni? Mulți oameni. Mă, Dumnezeu știe. Dragii mei, vreau să fiu înțeles greșit. Dacă eu plec de acasă și îmi iau o plasă, da? Și ies în stradă. Și vecinii mă întreabă, unde mergi? Mă, Dumnezeu știe. Păi ce spune despre mine? Sau ce spun vecinii? Gândiți-vă un pic ce spun vecinii. Și gândiți-vă că am sute de variante. Pot să mă duc la Lidl, la Ușan, la farmacie, pot să mă duc la bancă, pot să mă... sute de variante am. Și Dumnezeu știe. Dincolo e mult mai simplu, că nu mă dau variante. Și nu știu unde mergi? Păi dacă umbli cu Iisus aici, e clar că Dumnezeu te va aștepta dincolo. Nu te va aștepta la poartă, nu? Nu? Ci că e nou, am umblat cu Dumnezeu. Nu? Și unde au ajuns? O veșnicie întreagă cu Dumnezeu, oamenii buni. Știți ce am văzut la români? Nu numai la români, la toți am văzut lucrul ăsta. Vor o viață întreagă să umble cu diavolul, dar Dumnezeu se aștepte dincolo. Dar nu există asta. Cel cu care e umblat, acela te va aștepta. Care e drumul pe care merge astăzi? Acum văd aici și câțiva adolescenți și eu o să le spun și lor ceva. S-ar putea tata și mama să te trimită pe niște drumuri care nu-ți plac. Poate te trimită la repetiție, la fanfară, la cor. Poate te trimite să duci gunoiul, dar și papios să te duci gunoiul, auzi. Dar n-ai? Poate te trimite să faci curat în curte. Dragii mei, într-o zi, tatălui Saul îl trimite pe Saul să caute măgărițele. Saul era cel mai înalt om din Israel. Putea să zică, tati, ți se pare că eu sunt de măgăriță, așa-i? Ios, eventual, eu sunt de jucat basket în echipa națională a Israelului. Asta pot să fac. Dar eu niciun caz de măgăriță. Tati, l-ai văzut câte like-uri am pe Facebook. Tu ai văzut cum sunt fetele după mine? Oameni buni, ascultați-mă. Ascultarea lui Saul de taică-s-o. Gândiți-vă că taică-s-o se uitea așa la Saul. Saule, poți să mergi să cauți măgăriță? Era înalt Saul. Dar nu era mai mare. Poți să fii mai înalt, dar să nu fie mai mare, știi? Era Napoleon împuțin în biblioteca lui și încerca să ajungă la o carte. N-ajungea nici cum. Și a venit un stăritor și a zis, domnul Parad, zice, vă iau eu carte, că-s mai mare. Ești mai înalt, nu ești mai mare. Dragii mei, aici în biserică, unul singur e cel mai mare. Dumnezeu. Gloria Lui! Drumul căutării măgărițelor l-a făcut pe Saul împărat. Nu v-ați gândit la asta? Drumul căutării măgărițelor. Mergi să cauți măgărițele și vii acasă împărat. Pentru că ascultarea de părinți, ascultarea de păstor, ascultarea de slujitorul Domnului, totdeauna te vor duce mai aproape de Dumnezeu. Și te vor duce în planul Lui și te vor duce în voia Lui. Care sunt drumurile pe care mergi astăzi? O vin dintr-o cineva la Balaam și a zis către Balaam, zice, uite aici, 1000 de euro, zice, ce vrei, haine, ce vrei tu îți dau? O vin echipați ăștia. Și a zis, numai să vin să bleste. Să bleste. Dragii mei, vreau să pun o întrebare, dacă Cristi Boare e chemat în Craiova să bleste, mai trebuie să întrebi pe Domnul. Dați numărul la un proc să întrebi pe Domnul dacă trebuie să bleste sau să fură. Dar nu mai trebuie să întrebi pe Domnul lucrul ăsta. Ce stat aici peste noapte, numai să întrebi pe Domnul ce să zică. Cu ce putea zică Domnul? Nu te duc cu oamenii aceștia. O plecat, vine altă echipă. Și insistă. Eu nu pot să mă duc cu voi, zice, dar mai stat o noapte, mai trei pe Domnul. Și Domnul spune, du-te. Nu vi se pare interesant că iar Dumnezeu a spus, nu te duci și a spune, du-te. Păi dacă insisti, dacă asta vrei, du-te. Eu nu pot să fiu. Eu nu vreau să trec peste alegerea ta. Dar în momentul când mergea Balaam, îi iese îngerul în față și îi spune așa, pașii tăi, drumul, calea pe care mergi, este o cale care duce unde? La pierzare. Dragii mei, ar fi o tragedie să fii într-o mașină confortabilă, să poți să-ți plătești cheltuielile la bloc, să duci o viață, cum să zic, din toate punctele de vedere bune, dar din punct de vedere al veșniciei să mergi spre pierzare. N-ar fi o tragedie lucrul acesta? Știi ce mi se pare interesant? Pentru un pumn de bani, oamenii sunt gata să meargă 1000 de kilometri să muncească, să vină cu ei acasă.
pentru evangelizare nu vin până la colțul străzii. Cei mai mulți. Doamne, ai milă, Doamne. Amen. Pentru stomac. Dragii mei, știu persoane care merg 120 de kilometri până la un restaurant bun să mănânce. Pentru stomac. Pentru mâncare. Trimite-l 10 km sau 12, 10% trimite-l la un bolnav. Nu, dar n-am timp, zice, nu pot, zice, n-am cum să mă duc. Și diavolul se bucură cum ai câștigat o partidă. Dragii mei, nu-l faceți pe diavolul să se bucure de voi, faceți-l pe Dumnezeu să se bucure. Amin. Și când se întoarce acasă un păcătos, se bucură numai Dumnezeu, tot cerul. Slavă Domnului! Am avut o soră la biserică, sora Senia. Parcă așa cum o văd pe a patra, al patrulea rând stătea la surori pe margine. Dragii mei, uneori mai lipsesc de la noi de la biserică, sunt destul de mult plecat, dar niciodată n-am fost la biserică și să nu o văd pe ea prezent. Femeia aceasta de multe ori ne oprea la final, ori pe mine, ori pe celălalt frate din comitet. Și spuneau, frate, săptămâna asta vreau să fac o oală de sarmale. Vreau să o duc la cineva, zice. Care din familie din biserică, voi sunteți în comitet, voi știți situațiile, care are nevoie în seara asta sau săptămâna asta? Și noi îi spuneam. Altă dată spunea, uite, am niște ghiozdane, zice, cu rechizite, zice, vreau să spuneți o familie. Dragii mei, asta nu a fost o lună sau două, a fost ani și ani de zile. Într-o zi, pe hol, când am uitat, nu mai era nimeni. Nu mai era sora care de obicei să ne aștepte. Am sunat pe frate de păstor și am frate de păstor, unde e sora? A murit aseară, zice. Așa mă, parcă dintr-o dată m-am dat seama că biserica a rămas săracă. Pentru că, dragii mei, noi nu suntem bogați că avem mixer de 3.000 de euro sau videoproiector. Noi suntem bogați că avem sfință în primă. Și oameni care lucrează cu Dumnezeu. La mormântare ei am pus între... Am uitat la drumurile pe care i-au mers. Știam toate văduri. Ia, dragii mei, ea era o văduri. Știi ce făcea altcineva în locul ei? Frate păstor, unde-s banii pe luna asta? Nu, ea nu spunea așa ceva. Știa toate văduvele, știa toți bolnavii din biserică, știa toți copiii, știa toate familiile, nu numai din județ, ar putea spune. La mormântarea ei m-a ridicat și am spus, este cineva care ne va aștepta pe hol de azi înainte? Nu s-a plecat capul, că era o întrebare grea. Fata ei a rămas cu capul sus. Pentru că dacă o vezi pe maică ta la telenovele, ce tu o să te uiți la telenovele? Dacă o vezi pe maică ta făcând sarmale pentru săraci, o să faci și tu asta. Și acum fata ei ne întreabă și ne spune, care-i familie? Pentru că, dragii mei, aceste persoane au un singur scop în viață. Să caute și să alerge pe drumurile care-i plac lui Dumnezeu. N-ai vrea să lasă să spui, Doamne, atâtea drumuri am bătut pentru mine. Mă uit la kilometri de la mașină, 220 sau 230 de mii. Cât ai făcut pentru Domnul? Dragii mei, din toți anii care am trăit în viața asta, ascultați-mă, am spus la o mormântare în biserica noastră, bine ați venit la mormântarea fratelui în vârstă de 5 ani. S-a uitat familia la mine ca la un nebun. Avea 75, am spus 5. Da, 5 ani are. De când a făcut botezul, are 5 ani. Dumnezeu numără anii de când ne-am întâlnit cu El. Dumnezeu numără ani de la nașterea din nou, nu de la nașterea fizică, dragii mei. Câte zile ai cu El? Câte ceasuri ai cu El pe genunchi? Care sunt drumurile? Știți că la judecată va conta foarte mult căutările și drumurile noastre? Am fost în terniță și ați venit pe la mine. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeați. Am fost gol și v-ați rugat pentru mine. Nu am ajutat pe unul care e gol să te rogi pentru El. Vă garantez că nu-l ajut. Sună telefonul în toate părțile, acum a murit mama asta cu 18 copii. Frate Cristi, vrem să dăm bani. Oameni buni, când era vie, cu 18 prunci, credeți că n-avea nevoie de bani, așa-i? Așa că n-avea nevoie. Știu situația. Știu ce nevoie avea. Frate, n-am știut. Am o întrebare, ai căutat? N-am căutat, că n-am tine. Am stat la Real cu Barcelona, asta cât o făcut. N-am avut timp să cumpăr. Oameni buni, nu vreau să supăr pe nimeni. Dacă cauți, găsești. O sună cineva, un frate slujitor, un diacon. Frate Cristi, am căutat, avem câteva cazuri grele. Dar cum le-ai găsit? Pe Facebook? Nu le-am căutat.
N-ai vrea de astăzi să cauți și să alergi pe drumurile care te apropie mai mult de Dumnezeu? Doamne, ajută-mi la asta. Amin. O a treia verificare, dragii mei, care se face la vama. Ți se verifică familia. Păi dacă frate mi-a făcut o crimă, n-am cum să trec la ambasada la American pentru nimic al lumii. Toate neamurile se verifică. Pentru că ești un lucru. Că cine îți aseamănă să adună? Că dacă părinții tăi sunt mari spărgători, da? De bancomate, sigur tu nu ești cu bilea în mână. Numai dacă te-ai pocuit printr-o minune. Și atunci ei verifică, familia ta verifică casa ta și la vama se fac verificare. Dragii mei, în momentul când Iisus Hristos îi spune Zachee de te rog, știi ce îi spune? Zachee, nu te dă rost să-ți faci o poză cu mine, că mulți vor să facă o poză cu Iisus. Sau cu Pavel. Îmi trimitea astăzi cineva un mesaj, avea un tablou cu Iisus stând în grădina Ghețimane. Adică este un tablou foarte vechi. Tu ești pocăit, nu vrei un tablou din asta. Și nici nu vreau mult pe el, 500 de euro vreau. Și eu nu pot să-l întrețin în condiții bune. Păi n-ai loc așa de mare plasma, nu mai puși tabloul ăla. Unde se-ai pe tabloul ăla? Dar eram și la biserică când i-am trimis mesajul ăsta. Dacă era un tablou cu... Nici nu mai zic cu ce. Aia le întrețineam, da? Știi de ce? E vechi, zice, 1800-1900, zice, dacă... Dragii mei, una asta e tablou cu Iisus și alte să trăiești cu Iisus. Da? Una să-ți faci poză, face poză Dima cu Pavel. Da? Și alte să trăiești ca și Pavel. E mare diferență. Nu? O zis Iisus Hristos, Zachee, dă-te jos, că astăzi nu zici trebuie să intru. Că în multe case a intrat Iisus. Dar nu a rămas. Că nu a vrut oamenii să rămână cu El. Zachee, dă-te jos, că într-o zi la vamă te voi întreba de familie, de altare, de rugăciuni, de soție, de copii. Dă-te jos, Zachee, că astăzi vreau să intru, dar vreau să și rămân în casa ta. Doamne, vină și în casa mea. Amin. Frate, surori, dacă soția mea vă spune că Cristi acasă în jură, așa că nu mai contează ce predic. Dacă pruncii mei nu m-au văzut săptămâna trecută citind Biblia, eu am venit degeaba la voi, oameni, mână, ascultați-mă ce vă spun. Pocăința din casă e cea mai importantă. Îmi spunea un băiat, frate Cristi, care acum se întoarce la Domnul, adică stai că m-a bătut cu cureaua lată când m-a prins la 12 ani cu țigara în mână. Dar el nu știa că și eu l-am prins pe el cu multe lucruri. Și atunci mie în viață nu mi-a fost frică de taică-meu. Mie în viață mi-a fost frică de curea. Și când am trecut de nădlac, nu mi-a mai fost frică de nimica. Și am încercat toate drogurile și am făcut praf sute de mii de euro și am abonament la cele mai tari cazinouri din Europa. Spun lucrurile astea că m-a dat voie să le spun, fără să-i spun numele. O zis, dacă taică-meu era un sfânt și ieșea din cameră, plângând, din părtășie cu Dumnezeu, nu trebuia să-mi dea bătaie. Dacă l-aș fi găsit cu Biblia mână și nu cu alte lucruri ascunse, nu trebuia să urle pe mine. Și dacă mă îndepărtam, tot veneam acasă. Dar și la mine nu m-a fost frică, mă decoream, m-a fost frică. Dragii mei, am o întrebare, cum e casa dumneavoastră? Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât dacă în familie nu suntem împliniți, ascultați-mă, poți să câștigi 1 milion de euro pe zi. Nu te ajută cu nimic banii. M-am interesat ca să pot demonstra tinerilor. Sunt starul la Hollywood care au 7 divorțuri în spate. Știți ce au zis oamenii ăștia? Nu ne mai interesează banii. Nu ne împlinesc banii. Zâmbim în fața camerelor pentru că așa cere protocolul, dar noi suntem praf. Dragii mei, n-ați vrea astăzi să spuneți, Doamne, vină și în familia mea. Vină și în casă. Poate ești tânăr aici, poate nu ești căsătorit. Poate vorbești cu o fată. Întreabă pe fata aceea unde a ajuns cu citirea Bibliei. Frate, că dacă o întreb, o să mă părăsească. Slăvesc să fie Domnul. N-ai pierdut nimic. N-ai pierdut nimic. Nu mai întreba de poșete sau o să te întrebe ea de telefonic, atunci v-ați gata, sunteți. Nu? O intrat Iisus Hristos în Gadara și în Gadara îl vindecă pe un demonizat, îl eliberează pe un demonizat care dormea în cimitir. Și el a vrea să meargă după Iisus. Ce îi spune Iisus? Ce spune Iisus? Du-te acasă, uite. Deci m-am întrebat tant de zile, de ce Iisus Hristos îl trimite pe omul ăsta acasă? Știți de ce caut? Cred că acel bărbat avea câțiva copii. Gândiți-vă la ședință cu părinții. Spunea profesora la școală, probabil în Gadara. Rog, toți stați să fie prezenți la ședință, sau mamele. Și fetița lui dă pe capul jos. Tata e în cimitir. Demonizat.
Mama, dacă vine, cu cine rămân copiii acasă? Și pe la capul jos. Poate vine desculță pentru că taică-s-o nu a avut bani în casă. Poate mama aia nu dormea toate nopțile și tricota ca să aibă ce să vândă, să facă ceva la pruncile. O familie distrusă. Și Iisus Hristos îi spune, du-te să te vadă fata ta, să te vadă pruncul tău, să te vadă soția ta, să te vadă că ești un om nou. Și după ce îți câștigi o mărturie acasă, o să ai 2, 3, 5, 10 prunci care merg la școală și spun așa, da, dai că mi-o s-o întâlnit cu Iisus. Și ăia care mă scot astăzi din gabara și îmi spun să plec, că le frică să nu piardă și ei porci și vacile și boii, ăia s-ar putea să se pocăiască astăzi. Că dacă o familie se pocăiește în gai, nu dacă trece la Pentecostal sau la Baptist sau la Ortodox, dacă se pocăiește. Familia aia, oameni buni, ascultați-mă, va molipsi și pe alții. Păi dar nu există să nu molipsești pe altul. Păi dar nu vedeți că ne molipsim de la răceală? N-ar trebui să ne molipsim de la pocăință mai repede. Nu? Îmi duc aminte de o cântare care spune textul Calvary, mulțumesc Calvarului și celor care au cântat cântarea aceasta într-o zi, au spus mărturia lui și au spus așa, zice, am crescut într-o familie unde tatăl a fost un bețivan notoriu. Așteptam ziua de salar cu nerăbdare să-mi ia tata papuși, să ia tata haine pentru școală și tata intra în biet. Și venea acasă și mama stătea la geam și eu stăteam pe scări, spunea băiatul ăsta. Și ne uitam de la distanță. Dacă tata vinea și se clătina un pic, ne ascundeam. Mama mă lua, mă băga în pot undeva, ne ascundeam. Că tata a luat cuțitul sau a luat o poru și pulea după noi și striga și ne-a jurat și ne-a amenințat. Și-au zis, asta a fost copilăria mea până într-o zi când stăteam pe scări și l-am văzut pe tata venind spre noi. Și au zis, mi se părea că mai merge, merge drept. Nu se mai clădina. Și-au strigat de la distanță și-au zis, nu vă mai ascundeți că în seara asta am fost la o biserică la evanghelizare. N-am mai fost la birt. În seara asta m-am întâlnit cu Dumnezeu. Și-au zis, pentru asta când cântarea asta, mulțumesc Calvarului. Că pe taică nu l-a schimbat nici mobila, nici fotoliu, nimic, nici telefonul, nimic. Pe taică nu l-a schimbat Dumnezeu cuvântul, Calvarul. Zachei, vreau să intru în casa ta. Vreau să rămân în casa ta. Cum ți-e familia, oameni? Cum vă este familia? Voi nu v-ați întrebat de ce Sara l-a lăsat pe Avram să meargă cu Isaac la jertfă? Puteți zic că mă, tu ești întreg la minte? Iertați-mi expres, dar puteți să zic altfel. Cum adică să duci jertfă pe pruncul meu? Dragii mei, Sara nu a spus niciun cuvânt, pentru că știa că Avram stă de vorbă cu Dumnezeu. Și vorbește cu Dumnezeu și trăiește ceea ce spune. Atât de mult mă mișcă faptul atunci, în momentul acela când Iisus Hristos trimite doi ucenici. Luca 22, dacă poți să afișezi Luca 22, cu 10, 11 și 12. Trimite Hristos doi ucenici și le spune, mergeți într-un sat. Și o să vedeți acolo pe cineva care cară un burduf cu apă. Nu v-ați întrebat că nu o zice, o să găsiți unul care stă și nu face nimic. Nu mă ține zicorul și vă spune care o predica mai bine la evanghelizare aceștia 400 ani. Nu asta o zice Iisus. În Luca 22, 10, 11 și 12 spune, veți găsi pe unul care muncește, care aduce apă. Pe unul care cară apă acasă, înseamnă că e preocupat de curățenie, nu? Iată, când veți întoarce tatăl, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra de mai departe și spune stăpânului casei, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu cernicii mei? Și acum ascultați și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută, gata. Dragii mei, de ani de zile omul ăsta avea curat acasă, de ani de zile omul ăsta avea o cameră pregătită și a zis așa, aștept ziua când și în odaia mea să vină Iisus Hristos. Cara apă în fiecare zi, mai spăl o dată podeaua, mai spăl o dată covoarele, mai spăl o dată scaunele. Și eu cred că oamenii preocupați de apă se vor întâlni cu apa vieții. Eu cred că oamenii preocupați de sfințenie se vor întâlni cu cel care e sfânt în vecii vecilor. Și au zis, când veți ajunge acolo, nu o să găsiți moloz în casă? Nu o să găsiți mizerie sub preș? Nu? Că îi spuneam cuiva. Poți să ascunzi mizeria sub preș, dar nu poți să oprești mirosul ei. Acum o ascuns. De nevastă, de prunci, de soț, în 10-15 ani, mirosul ăla va bubui. O să fie jale. Nu, o zis, merg să vedeți, o daie gata, deci așa de gata.
Dragii mei, în casele în care au intrat în sus și în casele în care au rămas în sus, vreau să vă spun că ceva s-a schimbat, ceva s-a... A fost o transformare acolo. Spunea un tată, am fost în Bucovina acum o lună jumătate cu fratele Manu și la finalul programului a venit o tată la noi. Și-a zis, din Cristi, până acum 200 mâini, de câte ori intram în cameră la prunc, la 3 noapte, la 4 noapte, îl găseam pe telefon. Am o bucurie să spun și spunea bucuria asta plângând. De 200 mâini, de când o primit Duhul Sfânt, când intru în cameră la 2, 3, 4 noapte, îl găsesc citind pe Biblie. Îl găsesc pe genunchi. Frate Cristi, nici un milion de euro dacă îmi dă cineva să schimb, nu m-ar trebui. Nu trebuie nimic. Ce cel mai bucuros? Că Iisus a venit și în casa mea. Dacă e de jos de acolo, că vreau să intru în casa ta. Avem la noi la biserică un băiat pe nume Cristi, chiar azi astăzi vorbeam cu el. A venit din lume, s-a pocăit din lume. Un om care are o mamă bolnavă pe cărucior. Dacă veniți la noi în fiecare marți, joi și duminică, o să vedeți un om prin Deva împingând un cărucior cu o femeie invalidă, mama lui, care a luat botezul anul trecut și el a luat botezul cu 2 ani în urmă. O intra mântuirea prin el în casă. Și apoi a atins-o și mama lui. Știu și el spunea omul acesta, de Cristi zice, aveam și problemele noastre, că am lucrat la un serviciu, m-a dat afară, acum lucrez la altul, se închide fabrica. Dar am o bucurie, zice, de când m-am luat botezul, zice, știi că s-o botezat și maică mea. Când citesc Biblia împreună cu ea și când mă rog împreună cu maică mea, zice, nu știu, zice, nu știu, simt încă o persoană că e cu noi în cameră. Frate Cristi, parcă ui și de medicamente, ui și de cărucioare, ui de tot. Astăzi m-am oprit și Frate Cristi, azi noapte m-a trezit o voce și m-a spus să vă pregătesc că mama va pleca acasă. Să te rogi pentru mine, zice. Știi ce i-a spus? E o bucurie, că acolo nu mai trebuie cărucioare. Acolo nu se mai găsi rețete la catena și medicamente. Nu te întrista, Cristi. Prin tine o intrat mântuirea în casa asta. Ai dus-o și pe ala mântuire. Și îți garantez că nu o să mai fie dus de alții dincolo. Va merge pe picioarele ei. Și va vedea pe Iisus față în față. Va trece de vama cerului. Cu bucurie. Cum e casa ta? Cum e casa ta? Ce te împlinești? Poate le-ai făcut la prunci de cadou un telefon. Și ai zis, de fapt, hai să ai un viitor. Fă-le cadou o Biblie. Poate le-ai făcut la care copiii tăi cadou o mașină. Nu e un păcat. Dar dacă are viteză și nu are direcție, ce folos? Nu? Tu poți mai ții direcție. Păi dacă merg 140 la oră spre ea, ce fă? N-ai făcut nimic. Ai bucuria unor copii și a unei familii care trăiește cu Dumnezeu? Domnul, cu 30 de mâini mergeam, am coborât jos să fac pachetele la copii dimineața, la școală. Unii urmă scol eu, altor se trezește soția. Cât ajung târziu de evanghelie se trezește soția și facem cu schimbul. Pentru că mai avem și o fetiță de 6 luni acasă. Și m-am trezit dimineața și m-am dus să fac pachetul la copii și m-a oprit Elisa. După ce s-o spăla pe dinți, s-o spăla pe față și o coborât jos. O zis, tate, zice, am visat ceva, zice, noapte. 6 ani jumate, iar Elisa. Am visat că a venit o persoană îmbrăcată în alb în casa noastră și avea mâinile întinse. Și-a zis că așteaptă să ne apropiem mai mult de el. Dar ce poate să însemne asta? Așa m-am bucurat, oameni buni. Așa m-am bucurat. Și am zis, Elisa, știi ce înseamnă asta? Că trebuie să ne rugăm mai mult. Că trebuie să cântăm mai mult împreună. Că tu dacă știți de ce s-am pe de rost, la 6 ani jumătate e frumos. Că trebuie să continui să mai înveți și alții. Că trebuie să fii un exemplu la școală mai departe și că trebuie să ne apropiem cu toată familia de ea. Amin. Dacă Iisus e în casa noastră, nu vrea să stea la distanță. Noi în pod, sau nu, și El în cameră. El în hol, nu? Că mulți vor cu Iisus să vină în hol cu scrisoare. Cu pensie. Nu. Aproape de el, în brațe. Pentru aia neapărat, dar Elisa, pentru aia, el avea brațele deschise. Că vreau să mergi la el în brațe. Așa s-a bucurat. Ai bucurie asta. Trec mai departe spunându-vă, dragii mei, că se mai verifică ceva la vama. Deciziile care le ai, în momentul când merg la ambasad, trebuie să semnezi niște lucruri. Să iei niște decizii. La vama cerului, dragii mei,
să iau niște decizii înainte de vama, că la vama e cam târziu. Dar la vama cerului se verifică foarte mult deciziile care le iei. Vreau să vă spun că Iisus Hristos, în timp ce stă la masă cu Zacheu, Zacheu nu a zis, Doamne, îți mulțumesc pentru evanghelizarea frumoasă care mi-ai făcut-o, o să pun pe YouTube, poate strângem niște like-uri. Nu asta a zis Zacheu. Nu a zis, Doamne, o să mă duc la, la șefii de la Nădlac și o să le spun, bă, sunteți mai așa mari de capul vostru, că la voi nu a venit Iisus, la mine a venit Iisus. Dragii mei, subliniez, nu e suficient să intre Iisus în casa ta. În casa lui Simon, în Luca 7, Iisus Hristos intră în casa lui. Știți că Iisus nu rămâne în casa lui. În Luca 7, Iisus intră în casa lui Simon, zeci de bărbați acolo și persoane, și vine o femeie cu un vas de alabastru. Dragii mei, femeia asta, știți ce putea face? Să dea peste curvie cu Chanel. Să pozeze. Avea acasă mir, undeva pe perete, avea, nu știu, undeva în bibliotecă sau undeva, avea un vas cu mir. Nu știu de l-o fi primit. Oricum era de valoare foarte mare. Vasul era făcut în China, dar nu chinezării ce avem noi astăzi. Era făcut într-o zonă din China care era foarte vestită pentru vasele acelea. Și numai vasul gol era o valoare foarte mare. Și vasul cu mir era o valoare și mai mare. Și femeia asta a zis, eu țin vasul acolo cu speranța că într-o zi cineva merită mirul ăla. Și a auzit că vine Iisus Hristos. Și a zis, mă duc și îl dau cu mir. Eu nu merg mirul ăsta. Și intră, intră femeia asta și merge și plânge în casa aceea și se pocăiește acolo în jos. Oameni buni, pe mine mă mișcă acea scenă într-un mod extraordinar, pentru că Iisus Hristos nu îi spune la gazdă, astăzi te mântuiesc, astăzi te iert. Iisus Hristos îi spune la cineva de afară pe care n-ai fi dat doi bani. Te poți bate în piept. Eu am sponsorizat evanghelizare. Eu am făcut, eu am mers, eu am dat la sărat, eu am făcut. Și să vină una. Și să ia amântul de la și să plece acasă mai departe cum ai fost și înainte. Diferența dintre Simon și Zacheu a fost că Zacheu a zis, Doamne, eu personal, eu ca și gazdă, iau decizie astăzi și vreau să mă pocăiesc. Vreau să vă pun o întrebare. Dacă erați în acea vreme sărac în Israel, așa că v-ați fi bucurat de pocăința lui Zacheu. Ascultați ce a spus Zacheu. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Păi numai 500.000 de euro să fie avut. Jumătate înseamnă 250.000 de euro. Eu dacă veneam cu 250.000 de euro aici, ascultați-mă, cred că până la mol era coada la evanghelizare. Cred că săracii au zis, bă, zice, bă, zice, să pocăim oameni și slăviți să fie. Nu, nu trebuie pocăință, ne trebuie banii ăsta. Dar mai este o categorie de oameni bucuroși aici și nemântuiți. Bucuroși, nemântuiți. Săraci, bucuroși, nemântuiți. Și dacă am năpăstuit, am înșelat pe cineva cu ceva, îi dau înapoi. Dragii mei, dacă ți-o lua Zacheu 1000 de euro, după ce Zacheu a fost botezat, o vite acasă la cu 4000 de euro. Îți strigă 4000 de euro. Zacheu nu a zis, Doamne, când mă botez, acum între noi doi fie vorba, Doamne Iisuse, lăsăm pe ea să plângă, văduva aia, am scos ultimul ban, am scos de pe ea, nu? Asta vreau să spun astăzi, când te pocăiești, trebuie să mergi în trecut, să-ți rezolvi niște probleme. Și tot ce știi și tot ce ține de tine, du-te și rezolvă-ți. Amin? Amin. Am acasă un bunic, 85 de ani pe pat, de aproximativ 25 de ani bolnav și merge greu cu bastonul, de câteva luni pe pat. Am trăit o fază, dragii mei, zilele acestea, că părinții mei au trăit o fază care nu am auzit la nimeni. Într-o zi, bunicul meu l-a chemat un verișor și un unchi de-al meu și a zis, hai să vă spun ceva. A zis, boala, zice, e foarte bună. Boala e cel mai bun tovarăș, cel mai bun educator, cel mai bun învățător în boală. A zis, când stau aici în boală, mă duc aminte de niște lucruri care le-am făcut în trecut. Și zice, vreau să repar ceva. În urmă cu peste 50 de ani, nu știu dacă m-au zis ce spune. În urmă cu peste 50 de ani, am mers la cineva să fac să lucrăm ceva. Și am luat și pe un prieten cu mine. Și când ăla la finalul zilei nu i-a plătit, nu i-am dat nimic ăla stăcă la oameni. Nu pot să mor, zice. Până nu rezolv și problema asta. Vă rog frumos să mergeți până Arad. Nu știu pe unde stă omul ăsta, să-l căutați dacă mai trăiește. Să faceți niște cumpărături, să puneți două, trei plasne și să mergeți să-l căutați și să-i spuneți așa. Dacă puteam să vin, vineam eu personal. Dar eu vreau să rezolv problema asta. Că poate omul ăla luni de zile m-a blestemat, poate omul ăla o plâns din cauza mea și eu nu pot să mor.
Dragii mei, vestea care pot să vă dau bună este că verișorul meu și un cândor l-a găsit pe omul acela. Avea 80 de ani. Eu toți două plase cu ceva. Cu greu și-o amintit omul ăla faza aceasta și de bunicul meu. Dar bunicul meu a zis, acum ați pregătit. Ați liber. Ascultă-mă. Trebuie să repar ce poți din trecut. Ce-ți amintești trebuie să-ți repar. Că altfel te întoarce de la vama Dumnezeu și nu mai poți repara. Am văzut, dragii mei, cazuri, am fost la o mormântare unde femeia care a murit 41 de ani n-a luat cina, n-a luat împărtășanie, n-a putut să o ierte pe vecina ei. 41 de ani. Știu caz în care doi frați erau certați, unul în accident ajunge în comă. Și familia stă lângă aparate și spune dacă ar ieși din comă să-și ia iertare, ar fi extraordinar. Și nu mai ieși. Vreau să te întreb în această seară, oameni buni, care sunt lucrurile care trebuie să le repare astăzi? Care sunt deciziile care trebuie să le repare? Fate Cristiu a fost fain, a plăcut la Evanghelie. O Evanghelie de reușită. Oameni buni, dacă vă place predica de astăzi, eu am predicat deja, v-ar trebui să nu vă placă. Nu știu dacă mă înțelegești ce spun. La doctor când are spate, așa e? Nu-ți place, dar medicamentul te vindică. Dacă ai păcat în tine și ți-o plăcut predica și spui, mă, o predica fain, poți să mă duc în cer cu păcat, înseamnă că a predicat prost. Predica rău. Tu în seara asta, nu trebuie să mergi acasă să spui, eu fost fain la biserică. Tu în seara asta trebuie să spui, eu fost Iisus Hristos prezent la biserică. Și vine și în casă mea și vreau să mă pocăiesc. Uitați-vă la soția lui Pilat, dragii mei. Soția lui Pilat. Visează cu ăla care... Visează cu Iisus Hristos. Deci am visat cu un neprihănit. Dar nu zic să mă pocăiesc de astăzi? Uitați-vă la Laban, dragii mei. Fuge să-l prindă pe Iacov și noaptea Dumnezeu îi se prezintă. Să nu te atingi de Iacov, să nu-i faci niciun rău și ziua, știi ce spune? Am visat cu Dumnezeu azi noapte, dar unde sunt idolii mei? Au fost oameni care au umblat cu Iisus 3 ani jumate și n-au luat nicio decizie, iar alții l-au fost odată și au fost schimbați. Tălhar. Din toată mulțimea aceea, dragii mei, Biblia spune aici că toți de afară credeau. După toată evangelizarea din Ierihon, 99% au rămas cu cârtirea și 1-2. El și Bartimeu au rămas cu mântuirea. Câți dintre voi veți rămâne oare cu mântuirea în seara asta? Puneți întrebarea să vezi. Și în ultimul rând, mai contează buletinul spiritual care îl ai. Când mă duc la Nădlea, când ia buletinul, nu zice, arată buletinul. Nu, mi-l ia. Ce dăm trebuie buletinul? De ce mi-l ia? V-ați spus întrebat de ce mi-l ia la Nădlea buletinul? Sau la ambasadă, de ce mi-l ia actele? Pentru că nu e suficient să declar eu despre mine că sunt român, că mă cheamă Boariu, că nu știu cine taică-mă și taică, maica mea. Spune, dă-mă aici buletinul, îl bagă la un aparat și aparatul ăla certifică cu bază de date a României că eu sunt cetățean din România. Într-o zi la vama celorlui va conta buletinul tău și nu am capitolul te spune așa, am fost născut nu din sânge, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Într-o zi la vama celorlui, dragii mei, ascultați-mă, indiferent cât ai spus tu, eu sunt pocăit, taică mi-a fost pastor, unchi mi-a fost proroc. În ziua aceea, se va verifica cu cartea vieții. Oare se va găsi numele tău în cartea vieții? Mă apropii de încheiere, spunându-vă, dragii mei, că ambasada pentru viza din cer este biserica. În seara asta ești la ambasadă. Te poți să primești un pașaport, te poți să primești un buletin. Pentru cer. Dragii mei, în ultima zi din viață sau în momentul judecății când ne vom întâlni cu Dumnezeu, dacă noi vom auzi numele scris în cartea vieții, ascultați-mă, tot e pierdut. Eram la evanghelizare la Caporal Alexandru cu 6 ani, sau 7 ani, și după predică s-au ridicat câțiva copii și a cântat o cântare care m-a mișcat mult și a zis cântarea aceea. Când se vor citi numele, vei fi acolo. Eram cu Manu la masă și cu un frate, nu de mult. Și ne spunea fratele acela despre bunica lui. O trăit până la 102 ani bunica sa. Până la 102 ani. În ultimii 2 ani din viață, avea o boală, nu poți să-i spui Alzheimer, că era foarte diferit de Alzheimer. Se identifica cu uitare. De fapt, bunica uita câte ceva. Dar știți ce uita bunica? Ascultați-mă, eu n-am mostrat ceva în viața mea, nici până atunci,
nici ne-a întors încolo. Nu recunoștea pe nimeni decât pe pocăiți. Oameni buni, e o boală care nici merge o descoperă. Avea copii câțiva în lume și avea copii câțiva în biserică. Când intra pruncul care era în lume la ea acasă, îl întreba serios, cine ești? Și intra fata pocăită și spunea, bine veni și spunea pe nume, hai aici lângă mine. Dragii mei, s-au speriat oamenii de lângă ea. Și-au venit și-au întrebat-o și-au zis, Moni, mami, de ce pe el îl recunoști pe mine, nu? Și-au zis, pentru că Domnul mi-a arătat care dintre voi aveți pe mine în cartea ce-a scris. Împreună cu numele meu e și numele voastră. Eu pe aia vă țin în minte. Eu sunt la vamă deja. Eu trebuie să plec. Dacă vrei să te recunosc în cer într-o zi, noi eu și Iisus. Pocăiește. Dragii mei, am venit de la Deva să vă spun că această carte nu schimba viața. Că pe buletinul meu scrie Vețel, Strada Livere, numărul 310, județul Hunedoara. Pe buletinul meu spiritual scrie Ierusalimul cel nou. Stradă pavată cu aur, nu departe de casa voastră, dacă știu acolo. A fost 4 ani de evanghelizare când Dumnezeu a trimis oameni care au bătut sute de kilometri, dacă nu câteva mii împreună, pentru tine și pentru mine. Ne-a vrea să-l astăzi să spui, Doamne, vreau să mă pocăiești și eu.